Salut și bine am găsit la un nou canal. Astăzi vă face un unboxing. A venit Coletu cu mouse-ul, cum am spus și pe Instagram. Și cu mousepad, nu mi-a comandat și mouse-ul pentru că mouse-ul ăsta s-a cam învechit. Cam de 2 ani, 3 ani, se lacu. Și mousepad-ul ăsta care l-am de 4 ani. Și am zis să-l schimb. Voi reveni după ce termin Coletu, pentru că după ce îl desfac o să mă chinui ceva timp. Tata, a venit doar mouse-ul. 270. Da, și mai trebuie să mai vină un colet. Ah, ok. Deci da, dacă... Am aflat că sunt două. It's... Okay. În total sunt 342 de lei. A venit 268 și mai trebuie să vină cu 74 și ceva. Ah. Deci dacă ăsta din Brașov va veni mai devreme decât ăla din București. Deci ești mulțumit, dar nu? Da, acum îl desfăceam, să văd cum e. Gata. Bun, păi atunci când mă anunță... Bine, mersi, pa. Așa am revenit, l-am desfăcut. Din păcate mi-a venit doar mouse-ul, n-a venit și mousepad-ul. E ciudat că eu l-am comandat, teoretic, mouse-ul mi-a venit din Brașov. Și mouse-ul de Brașov vine din București, în București. Și ăla din Brașov a ajuns mai devreme decât mousepad-ul. Asta îl desface, nu vreau să rup cutia, pentru că poate o mai păstrez. Nu scrie nimic aici de pe adresa. Cam ăsta-i mouse-ul. G403. O să încercăm puțin și cu software-ul, că vreau să-l bag pe verde. Nu îmi place albastru. Dacă am tot setup-ul pe verde acum, o și pe ăsta. Deci avem aici. Mamă, ăsta e mouse dublu cât mouse-ul meu. Acum observ că e, deci, comparație de mouse-uri. Deci o diferență, ăsta e mic copil pe lângă mouse-ul ăsta. Ăsta e așa și ur. Ce mai avem în cutie? Mai avem un cartonaș. Nu știu ce să fac eu cu cartonașul ăsta. Dar e bun de păstrare. Ce mai avem pe aici? Mai avem instrucțiuni care mă învață că trebuie să pun... Mă uiți un calculator. Mai avem ceva pe aici. Avem ăsta. Și arată aici Fortnite. Îmi place că arată Fortnite aici. Vine acum Fortnite și scrie "Thank you for choosing to play with Logitech G." Ok. Cam ăsta e mouse-ul. Din câte am văzut... are greutate aici. Și pot să-l fac mai ușor dacă... Uda. Nu știu cum se scoate chestia asta. Vreau să nu rup. Ce trebuie să fac eu acum? Hai să aruncăm asta ca ea. Deci avem chestia asta, care teoretic trebuie să o pun eu ca să aibă greutate. Dar întrebarea e cum dau chestia asta jos. Dar de obicei e destul de ușor acum mouse-ul. Asta-l vedeți și voi, e destul de ușor mouse-ul acum. Dacă punem ăsta
Minecraft ar trebui. Cred că nu e pus așa. Dar nu l-am pus. Da, ca de obicei. Nu e pus cumva așa. Și pus și asta. Nu reușesc să-l pun. Așa. Acum cred că e mai, acum mai greu, da. Eu nu o să mă de nicio diferență, sunt 10 grame, dar nu o să mă de nicio diferență. Hai să desfacem asta. Asta, o să mă ajut de chestia asta foarte mult. Așa. Cred că o să revin după ce o să pun mouse-ul ăsta. Și o să-l conectez, nu știu cum o să fac chestia asta, dar ne revenim atunci și facem și programul. Am revenit, am găsit și un sticker, aparent, m-am uitat în cutie și am găsit un sticker, o să-l păstrez pe ăsta. Asta le băgăm aici în cutie. Ai, trebuie pusă pe aia. Deci, să ne vedem atunci. Până așa, am revenit, din păcate, nu știu ce mi se întâmplă la cameră și nu mai merge. Așa că am venit aici cu software-ul. O să mișcă foarte rapid, după părerea mea. Mouse-ul mi se pare foarte mare. N-am ajuns pe un mouse mai mare. O să trebuie să mă acomodez eu, ajungeam cu degetele până după clicuri și acum de-abia ajung la jumătatea clicurilor. Mi l-am pus pe verde, o să vă las și o poză cum arată mouse-ul. Și o să ne punem butonul din mijloc. Butonul. Așa, cred că e bine așa. Cred că e mai ok. Nu știu, mi l-aș pune. Cred că pe 1000, vine cu să mișcă pe 1000. Cred că e mai ok așa. Înțeleg de ce ai avea 16.000 de pei. Nu știu, mi se pare prea mult 16.000 de pei. Până 9.000. 900 de fapt. Cred că mai bine 900. Bun, o să mergem acum pe 5, pe GTA, pe ce se gătine cu se mișcă. Pe care revenim. Am revenit între timp, mi-a venit și mousepad-ul. Primez pe telefon că nu știu ce mi-are camera, că nu e conectată, cred. Așa că o să-l deschid și după vară și mousepad-ul. Bun, am revenit. Ideea e că la, e cam prea mare, adică e mă uită și la mai mică mărimea, care are bule de-astea, care îmi plac extrem de mult să le sparg. Deci pe 5M aici. Și revin după ce îl desfac, că am doar o mână, din păcate. Bun, am revenit. Este și Tisha aici cu noi. Nu știu ce facem. Suntem aici cu mousepad-ul. Nu știu cum se desface, cred că pe aici. Și stați puțin. Cam așa arată mousepad-ul. Băi, e Mauhard mousepad 200. Ceva, nu știu ce e. Ce pot să văd cum se simte? O țineți. Și hai să-l desfac acum și vă arăt cum arată. L-am luat de la Omen, nu știu dacă e filmă bună sau nu. Ce scrie pe aici? Less force, more winning, nu focalizează. Constant texture, optimal performance, texture homogene, no slips. Da, o să vă arăt după ce-l desfac cum arată. Bun, l-am desfăcut. Avem această magnifică cutie, care nu stă. Avem aici manualul de utilizare, numai că noi știm să-l utilizăm. Avem stickere cu Omen aici. Păi să spun mișto asta, dar nu știu dacă vine așa sau așa, deci o să vedem noi. Avem iar un manual ăsta de utilizare, n-avem nevoie. Bun, cam ăsta este mousepad-ul. Mousepad-ul este tare, nu e ca ăla care am avut înainte. E solid ăsta, nu știu cum merge, se simte foarte diferit. O să și vedem cum, de că o să văd de cum se simte, că
nu-l puteți simți. Asta este mult mai mare față de ce avem înainte. Și se mișcă foarte ciudat. Deci... Oare l-aș fi pus pe invers? Nu cred. Nu știu, mi se pare foarte ciudat cum se mișcă, că m-am obișnuit cu altceva. Deci, uite cum se mișcă. E foarte ciudat cum se mișcă, nu... Cam derapează de pe el, nu știu, se simte foarte ciudat, trebuie să mă obișnuiesc cu mama spedu. Și mouse-ul, cum v-am zis că vi-l arăt. Ăsta e, l-am pus pe verde. Cred că se focalizează. Sunt de la Omen. Și cam asta este clipul, sper că v-a plăcut, vă recomand, nu știu dacă vă recomand mousepad-ul, că nu am testat, o să vi recomand, m-am jucat ceva timp cu el, pentru că mai ajuns și mie mousepad-ul după 2-3 ore, chiar dacă ăsta a venit mai aproape, ăsta a venit din București și ăla din Brașov, și da, noi ne vedem în următorul clip, nu știu când apare, și da, vă las să mă joc cu mousepad-ul și să vă spun ce părere am despre ele. Baftă! Noi venim acum pe... De ce se? Mamă, nu m-am țit-o. N-am nici-a? O, bătut. Dacă mă vine de să mă obișnuiesc cu el, asta-i faza. Mi se pare foarte mare m-a văzut de ce m-a văzut să aveam. Aș putea să mă obișnuiesc cu el. Acolo unul. Mort, jumate. Nu și sus acolo. Dar pentru că mă trebuie să dați de un like, un share, să scădă cum aveți clipuri cu... De fapt, dacă mă aveți unboxing-ul cu toate chestii. Dar să vină și mamă, spune, nu știu dacă îl bag, că poate îl bag în clip. Dacă îmi vine tot azi sau... Cel puțin până când îl editez și îl postez. Cam asta e mouse-ul, eu vă recomand mouse-ul dacă vă plac mouse-urile care sunt în general mai mari. Că ăsta mi se pare destul de înalt mouse-ul. Am avut un mouse foarte mic, vi l-aș și văzut. Nu se mișcă foarte bine mouse-ul. N-are probleme. Alunecă. Azi vreau să văd și cum e dacă e mai ușor mouse-ul. Că acum l-am pus să fie greu. O să-l fac și mă... E ceva ciudat la mine dacă nu simt diferența? Se simte diferența, clar se simte diferența. Acum vine... What? Mă vine cu mouse-urile ușoare, aparent. Apare mă și mă vine fără greutatea aia în plus. Nu știu unde e ăla. Bun, dar da, noi vedem într-o când ne sunteți follow pe Instagram, în linea robarjosit și să dați subscribe și... Vă mulțumesc pentru clip. Baftă!